Azi vorbim despre un subiect care e incredibil de cerut. Nu mă așteptam ca așa de multă lume să-mi scrie că, bă, Red, fă video despre chestia asta. Ok, facem video despre chestia asta. E vorba despre Chris din Mr. Beast. Sunt 100% sigur că dacă ai fost pe internet în ultima săptămână, ai auzit cel puțin o dată de toată nebunia asta despre care vorbim astăzi. Și anume faptul că Chris, care e un membru din gașca de prieteni al lui Mr. Beast, cu care Mr. Beast face videouri, și dacă nu mă înșel, Chris e, cred că, primul om cu care Mr. Beast a făcut videouri, și Chris ăsta, frate, a devenit transgender. Și toată lumea e șocată pentru că în parcurs de 2 luni, bine, el de mult timp deja începuse să facă oarecum tranziția asta lui, pentru că acum câtva timp a anunțat și faptul că e bisexual și a început să își coloreze unghiile. O decis că așa e mai bine pentru el, și anume să facă tranziționarea asta și să facă HRT. HRT adică Hormone Replacement Therapy. Asta face parte din tranziționarea asta. Și na, omul și-a lăsat părul lung, a început să se îmbrace mult mai feminin. Lumea deja a văzut chestia asta, că Chris începea să devină tot mai feminin și mai feminin. Și acum, bineînțeles, când o dat totul pe față și o fost foarte, foarte gen public cu toată chestia asta, a început să fie dramă în legătură cu toată nebunia asta, deoarece unii oameni nu sunt de acord cu chestia asta, unii oameni nu sunt de acord cu chestia asta și îl susțin. Adică pe Twitter cel puțin am văzut că a primit foarte, foarte multă susținere, când pe alte platforme a primit o grămadă de hate pentru treaba asta. Și în mare parte toată treaba asta a fost din cauza faptului că Chris ăsta are un copil mic. Lumea este îngrijorată de faptul că copilul ăsta mic nu o să aibă un father figure în viața lui, știi ce zic? Asta a fost tweet-ul care a apărut prima dată când Chris a anunțat toată chestia asta pe 5 aprilie. Și bine, lumea a început deja să-și dea seama de la faptul că așa au apărut la Kids Choice Awards. Bă, omul dacă așa se simte bine și așa el și asta îl face să fie fericit, go for it, știi ce zic? Cui pasă? Mie îmi pasă? Cu siguranță că nu-mi pasă. Ție-ți pasă? Cu siguranță că nu-ți pasă. Dar probabil dacă ești fan Mr. Beast și ai fost așa investit emoțional, să zic așa, în tot story-ul ăsta Mr. Beast, știi, de la început până acum, probabil că ești obișnuit cu Chris care era înainte, pentru că când faci chestia asta, tranziționarea asta, nu știu eu foarte multe despre toată treaba asta pentru că nu sunt destul de informat. Dar din câte am auzit și din câte am văzut, îți schimbi și din personalitate. Și lumea cum era obișnuită cu personalitatea lui Chris dinainte să înceapă tranziționarea, probabil că au devenit unii mad. Și bineînțeles că unii poate nu sunt de acord cu toată chestia asta. Oamenii au început să-și spună părerea pe Twitter public. Bă, toată ideea din spatele tranziționării lui Chris e foarte, foarte simplă. Asta l-a făcut pe el să se simtă bine și așa voia el să se simtă bine. Așa au făcut. Și bineînțeles că Mr. Beast și toată echipa lui o să-i arate susținere, pentru că unul la mână probabil că chiar îl susțin pe bune, și doi la mână, vă dați seama că Mr. Beast, cum e un imperiu, frate, multimedia, vă dați seama că n-o să facă o prostie și să zică ceva împotrivă la chestia asta, pentru că career suicide efectiv. Acum let's keep it real, știi ce zic? Până la urmă Mr. Beast și toată treaba asta lui Mr. Beast e un business enorm. Și vă dați seama că oamenii au stat și au construit business-ul ăsta atâta timp, acum n-o să-l distrugă pentru Chris. Să fim 100% sinceri acum, cine mai Chris, știi, ca să își distrugă oamenii ăștia tot imperiul și tot ce-o clădit de-a lungul timpului pentru un om? Acum, lăsând partea umană, gen partea umană, că îl înțelegem pe om și susținere și așa mai departe, lăsând partea umană la o parte, din punct de vedere al business-ului, o veni pizza. Deci da, chiar nu știu ce o să se întâmple dacă o să devină ceva negativ pentru Mr. Beast. Pentru că chestia e că dacă îl concediază Mr. Beast, după aia o să fie o problemă că îl concediază, știi ce zic? Dacă nu-l concediază, după aia o să fie o problemă că nu-l concediază. Marea majoritate a oamenilor îs mad din cauza la copilul lui. Dar bă, frate, să fim sinceri, copilul ăla e bine 100%, adică uncă-s o Mr. Beast, bro. Chris e milionar. Adică copilul ăla o să ducă cea mai faină viață pe care o poate duce un copil. Noi am crescut, frate, ești nebun, pe jucându-ne Minecraft în 20 de frame-uri pe PC-uri reciclate, frate, și după aia am furat conturi de Minecraft ca să ne cumpărăm alt PC. Copilul ăsta o să joace Minecraft pe PC-uri de la NASA. Bro, copilul ăsta o să aibă Lamborghini în față la poartă, că nici măcar nu o să poată să conducă. La finalul zilei, nimănui nu-i pasă, până la urmă. E doar o chestie care a apărut acum și durează un pic până să se obișnuiască lumea cu Chris fiind așa.
și după aia o să revină totul la normal. Bineînțeles că unii oameni o să se oprească din a se mai uita la Mr. Beast din cauza faptului că pur și simplu nu suportă ei ideea asta. Unii oameni o să continue, poate chiar o să vină și oameni noi. Deși nu știu cine ar mai putea fi nou în a se uita la Mr. Beast, că toată planeta se uită la el. Și a fost un livestream în care Chris a apărut așa după ce a anunțat totul și lumea tot zicea că e awkward și că lui Mr. Beast nu îi place să stea pe lângă el și nici celorlalți nu le place să stea pe lângă ei, dar e cam greu să-ți dai seama, bro, din clipuri de 10 secunde, din două clipuri de 10 secunde dintr-un livestream de o oră. Pentru că oamenii ăștia de obicei nu fac livestream-uri. Oamenii ăștia de obicei fac pur și simplu videouri, unde în 10 minute îți dai seama că faci un video și ești super hyper energetic, dar într-o oră îți dai seama că o să mai fie momente în care o să mai arăți ca un efectiv un zombie. Și pe lângă chestia asta a apărut o chestie ce pe mine unul m-a lăsat așa un pic cu un amar în gură, să zic așa, din cauza faptului că, bă, Chris ăsta, mă frate, a văzut un tweet dintre cele mii de tweet-uri, a văzut un tweet și ce-o zis? Bă, gata, frate, pe ăsta îl termin. A pus chestia asta, răspunsul ăsta la un tweet: My lawyer will be in contact with you immediately. Îmi pare rău, frate, dar băiatul ăla la care eu zis chestia asta ar trebui să-l sune pe Sol. Și pe lângă chestia asta, o mai apărut și tot exchange-ul ăsta între ei. Omul ăla care a pus tweet-ul i-a dat mesaj și i-a zis că I wasn't joking, I do not fuck with you. Și după aia Chris a pus chestia asta, în care i-a dat un răspuns cum ar veni: They fuck with me enough to leech of the cloud of me coming out. După aia tipul ăsta i-a răspuns cu ratio și Chris a pus chestia asta, în care i-a arătat un transfer de $1,000,000, care l-a primit, bineînțeles, de la Mr. Beast, pentru că a câștigat ceva challenge sau pur și simplu payment-ul lui. Ceea ce, bă, dacă mă întreb pe mine, cam urât. Cam așa, cam cringe, sincer. Cam despre asta este vorba, cam aici s-a ajuns în toată povestea asta cu Chris de la Mr. Beast. Dacă vă întrebați de opinia mea, sincer, I don't give a fuck. Nu vă interesează, sincer, să facă ce vor și ce vrea. I don't care, nu sunt Mr. Beast viewer, nu prea mă uit la videourile lui Mr. Beast, numai dacă face ceva ieșit din proporții, gen cum a fost chestia aia cu Squid Game sau chestii de genul. În rest, nu prea mă uit la Mr. Beast, nu-i tipul meu de entertainment la care mă uit, deci nu prea îmi pasă, sincer. Și eu am las părul lung, frate, că vreau să mă duc pe look-ul ăla de Vlad Țepeș. Știi ce zic? Numai că în loc să trag oameni să fac oameni în frigărui, eu o să dau țepe pe CSGO. Cam aia o să fie schema. Mamă, frate, căutam aici o poză cu Vlad Țepeș să vă pun așa pe clip și am găsit asta. A fost găsit un descendent al lui Vlad Țepeș. Bună ziua, Brașov. Nu, aia da, frate, Edward din Twilight, ești nebun, descendentul lui Vlad Țepeș. Cred că Vlad Țepeș s-a dus până în Londra să îi dea un pic la maică-sa lui Robert Pattinson. Îți curios de opinia voastră. Da, mă, v-am pupat. Like, share, subscribe, follow pe Instagram, bogdi.w. V-am pupat. Peace.